Fostul premier italian Silvio Berlusconi este în spital sub tratament pentru o infecție cauzată de leucemia de care suferă. Un bun prieten al său care l-a vizitat spune că este mai bine ca niciodată, dar medicii au confirmat că a dezvoltat o infecție pulmonară. În vârstă de 86 de ani, Berlusconi a fost internat miercuri și imediat au apărut temeri despre starea sa de sănătate. Un val de rude și prieteni l-au vizitat.